Numele meu este Alina Dumitru, sunt profesor de informatică la școala gimnazială numărul 3 Mangalia și predau elevilor de la clasele 5-8. Am aflat de programul Predau și de cursurile Predau Viitor în anul 2020 și de atunci am descoperit noi metode de predare, activități pe care le-am utilizat cu copiii la clasă și care m-au ajutat foarte mult în activitatea mea didactică. În vara acestui an am participat la întâlnirile internaționale STEM la gimnaziu și am descoperit plăcuța microbit și m-a inspirat foarte mult în activitatea Meet & Code pe care vreau să vă prezint. Anul acesta am participat cu activitatea Lights in Town, o activitate care nouă ne-a plăcut foarte mult, pentru că am încercat să rezolvăm o problemă a comunității noastre și anume eficientizarea iluminatului public cu ajutorul senzorilor și plăcuțelor microbit. Noi am folosit niște stâlpi de iluminat în miniatură și o machetă a orașului. Și dacă inițial această activitate am propus-o pentru 25 de elevi, pentru că am avut mult mai mulți doritori, am desfășurat-o în trei etape. În prima parte a activității am prezentat noțiunile teoretice despre lumină, despre formarea imaginilor, despre energia solară și despre ce înseamnă un oraș smart și cum putem să folosim tehnologia și senzorii pentru a eficientiza iluminatul public. După ce am trecut la partea de practică, partea cea mai atractivă, în care am prezentat plăcuța microbit și programul MakeCode și am citit valoarea pe plăcuță în diferite puncte, în diferite locații din laboratorul nostru, unde ne arăta o valoare mai mică în locurile mai întunecoase și o valoare mai mare a luminozității în locurile mai luminoase din laborator. După care am trecut la partea de programare, am atașat un LED la plăcuță și am programat aprinderea și stingerea lui în funcție de valoarea luminozității, dar și apăsând butoanele A și B. Partea cea mai atractivă a fost într-adevăr când am mers în jurul machetei orașului pe care copiii au făcut-o din piese de Lego. O machetă care conținea farul Genovese, parcul și portul turistic. Aveam acolo și o trecere de pietoni, un semafor în miniatură și toți ne-am strâns în jurul ei și am strigat Lights in Town și am programat de la distanță, doar de pe o singură plăcuță, aprinderea tuturor LED-urilor și din mâinile lor, dar și de pe machetă. A apărut în presă lucrul acesta, lucru care ne-a bucurat foarte mult, pentru că activitatea noastră a avut ecou în comunitatea locală. În primul rând, copiii s-au familiarizat cu programarea într-un mod practic și atractiv și au văzut că pot să rezolve o problemă locală, o problemă a comunității, ei folosind tehnologia. În al doilea rând, și-au dat seama că energia electrică este o resursă limitată și că trebuie să avem mult mai mare grijă de ea și că este mai bine să folosim senzorii și energia solară pentru a programa aprinderea și iluminatul public, programa iluminatul public, astfel încât el să fie cât mai eficient și la nevoie și să nu se facă risipă. De asemenea, au fost
încântat să afle și părțile acestea de teorie și să înțeleagă că teoria le folosește foarte mult în toate, să înțeleagă mai bine fenomenele din jur și aplicațiile practice pe care le fac la școală. Au fost foarte multe momente emoționante. Au fost cel mai am bineînțeles că a fost atunci când ne-am strâns toți în jurul machetei și așteptam să se aprindă toate LED-urile și lumină în oraș Lights in Town. A fost un moment emoționant și la premiere, când cel mai mic participant, un băiețel de clasa a doua, a venit și mi-a mulțumit și a zis că mai vrea să mai participe la aceste evenimente. Și lucru care mă bucură și mă încurajează cel mai mult este că copiii își doresc evenimentele de genul acesta și dacă inițial credeau că sunt niște concursuri și că este ceva foarte greu, acum abia așteaptă toamna și mă întreabă ce mai propun. Și atunci mă motivează să am mai multe inițiative de genul acesta. Nu este deloc greu să aplici și să raportezi evenimentele MIDE în cod. Practic, trebuie doar să-ți propui, să ai în minte ce anume vrei să faci, să descrii pe scurt evenimentul și să îți fixezi grupul țintă. Unele evenimente pot să pornească chiar de la copii și de la interesele lor, altele de la comunitatea locală. Raportarea constă doar în completarea unui formular online, care este destul de simplu, și în trimiterea unor imagini din cadrul evenimentului. Dacă nu ați aplicat încă la activitățile Meet and Code, vă încurajez să o faceți pentru că vă veți îmbunătăți relația cu copiii, îi veți apropia de dumneavoastră și de orele dumneavoastră.